Șoc și groază ce se întâmplă băieți și fete în ziua de astăzi pe tiktok de la noi din România este în flăcăr lumea tiktok românesc. Din cauza faptului că, bineînțeles, avem un bad guy și anume Andra Gogan. Ce face Andra Gogan? Închide conturi la oameni. E bine? Nu știu neapărat dacă este bine, dar vom afla. Ce s-a întâmplat mai exact? Deci, am vrut să fac videoclipul ăsta din cauza faptului că e destul de hype, mulți mi-ați cerut pe Instagram. Din nou, replica asta foarte lame, știu. Da, chiar mi-a cerut mulți pe Instagram să fac chestia asta. Dați-mi follow pe Instagram, bogdi.w, dacă nu mă aveți. Uh, mi-a cerut foarte mult să fac chestia asta din cauza faptului că, na, Andra Gogan în ziua de astăzi este subiect de discuție din cauza faptului că s-au întâmplat multe caturi cu ea, plus că este vorba și despre Alvarez. Și Alvarez, știți bine că în ultimul timp o cam explodat. De când o Scos tremură. Am făcut și eu un video cu Alvarez în care am reacționat eu, preună cu el la piesa lui nouă. Deja Alvarez mi-a zis de la clipul ăla că Andra Gogan o dat de veste să se șteargă toate videoclipurile cu ea și cu AI-ul, cu ea cu tremură. Cineva a făcut un AI cu Andra Gogan cu tremură și sună incredibil de bine. Și chiar e scary cât de bine sună, având în vedere că vorbim despre AI. Și, bă, vă dați seama că Andra Gogan fiind influencerul la incredibil family friendly, practic ea trăiește din copii, pentru că ea face show-uri de copii pentru copii și audiența ei este strict copii până în 8-9 ani. Și să apară Andra Gogan cu niște versuri așa de vulgare pe internet și mai ales că știți cum îi tremură, nu o să pun piesa din cauza faptului că nu vreau să-mi iau strike de la Andra Gogan, bineînțeles. Sau au auzit pe Andra Gogan că zice așa ceva și să nu-ți dai seama dacă este sau nu AI pentru că atât de bine făcută piesa piesa respectivă îi crazy, frate, îi crazy. Și bineînțeles că din cauza faptului că AI-ul ăsta, piesa asta cu AI a fost așa de bine făcută, după cum v-am zis, o explodat pe TikTok. O explodat incredibil de tare pe TikTok. Toată lumea a început să facă TikTok-uri cu piesa asta, inclusiv Alvarez. Eu de acolo știu de tot nebunia asta cu cu AI-ul cu cu Andra Gugan și Candra Gugan s-a dus după aia la toată lumea să le zică că, bă, Dați jos videoclipurile, dați jos videoclipurile, dați jos videoclipurile. Dar aparent, la unii oameni nu s dus. Gen, la unii oameni au acționat direct și le-au dat le închis tot contul, frate, tot contul de TikTok le-au închis la unii oameni. Tot contul de TikTok le-au închis unora, ceea ce îi destul de, de, urât, sincer, dar, dar, înțeleg și unde bate Andragogan din cauza faptului că, bă, v-am zis, ea își face toată, toată cariera și cariera ei este bazată pe copii. Copiii ăia care se duc la concertele lui Andragogan, vă dați seama că sunt fetițe mici. Fetițele astea mici, dacă o aud pe Andragogan, că o zis așa, așa chestii porcoase, era gata. Era gata. Plagau, știi ce zic, gata, nu mai e fani. Na bun, și acum vorbim despre un băiat de pe TikTok, Niol cheamă, din câte am înțeles, căruia i-a fost închis contul de TikTok de către Andra Gogan. El a făcut un videoclip pe piesa asta, bineînțeles, s-a explodat și că a ajuns locul 1 la soundul respectiv și ulterior Andra Gogan sau managerul Andrei Gogan, care este frate sau adică Răzvan Gogan, i-a închis contul de TikTok din cauza faptului că probabil băiatul ăsta a făcut mare și nu a vrut să dea jos gen videoclipul respectiv. Și după a apărut un scandal imens Băiatul ăsta tot a început să, să facă TikTok-uri în, în, legătură cu faptul că Andra Gogan i-a închis contul lo și sunat-o pe mai să a lua Andra Gogan Așa că o să, o să începe de la bun început, bine? Bună ziua, deci mi am închis contul de TikTok principal cu 300.000 de urmăritori pe degeaba, fără motiv Nu am încălcat nicio regulă, am avut 7 strike-uri degeaba Că dacă vă arăt clipurile o să vedeți că nu am încălcat absolut nimic și vreau să vă spun că mă găsiți aici, de acum, am pe contul ăsta de 60.000, de mii, asta este, îmi recapă toți urmăritorii, nu nicio problemă, la urmăritori, pe mine mă deranjează că am pierdut toate videoclipurile alea, deci îmi vine să plâng, să mor, să crăb pentru videoclipurile alea, nici de cum pentru urmăritori și pentru like-uri și pentru astea, pe mine mă interesau doar videoclipuri. Deci da, asta e băiatul care a fost închis contul, este destul de mad și eu aș fi fost mad, sincer, dacă cineva mi-ar fi închis contul. Din păcate, asta este TOS-ul și mai ales când vine vorba de AI, toate chestiile astea sunt foarte foarte vagi să zic așa iOS-ul că pentru AI și regulațiile pentru AI sunt incredibil de vaci și n-ai cum să-ți dai seama ce poți să faci și ce nu poți să faci. Sincer, eu cred că tu, ca om căruia îi se face un, un AI cover cu el și sună incredibil de bine, mai ales dacă este incriminatoriu, să zic așa, incriminatoriu, mamă ce cuvânt pompos pentru așa situație. Eu cred că ar trebui să ai voie și să poți să fii în puterea încât să poți să dai jos videoclipurile cu tine care folosești sunetul respectiv. Pentru că până la urmă nu mi se pare normal ca cineva să facă un sunet gros Si cu tine și după aia să-l folosească cum vrea el și tu să nu poți să faci nimic în privința asta. Ar trebui să poți să dai jos videoclipurile care folosesc sunetul ăla cu tine, chiar dacă e făcut de AI. Pentru că atât de, bun devine AI-ul că nu-ți mai dai seama, frate, de diferență. Trecând peste, merge mai departe. Ați văzut, băiatul ăsta acum este supărat bine și înțeles că i s-o închis contul. Ce face el? Încearcă să-i găsească numărul lui Maica sa, lui Andra Cogan. Și cumva au reușit, frate, cumva au reușit să găsească numărul. Nu Aici, la... deci, nu, mi se pare normal, adică nu știam că e așa sensibilă. Ai zice că ce-a făcut managerul lui Andra Cogan? Managerul ei fiind fraxul. Fraxul. No, managerul. Mm -hmm. 10 TikTok-uri pe sunetul ăla să fac cancer, dar nu fac. Deci mâine Ia fac. Ia, yeah, uzbă. Ai grijă că să faci cancer este o pană foarte. Stai liniștit că fac 10 clipuri și tot nu fac cancer. vă demonstrez. Deci la revedere. Da, o să pun oricum clipul pe story Ia o frate, ești nebun Ce s-o înflatorez un în el Bă, cum frate, cum? Eu înțeleg că ești frustrat, bă copile Dar nici nu vorbești așa, bă, cu un adult Ești prost Ce ai? Ce, ce, ce? Ce, ce boli ai, mă frate, bă, să o înflatorez un tine acum... Dacă eu eram de vârsta lui și vorbeam așa cu un adult... Eu îmi luam o bătaie, frate, pe vremea mea așa funcționa, nu ca acum ești nebun, Ca acum nu mai poate să fac nimeni absolut nimic. Pe vremea mea, frate, dacă vorbeam așa urât cu un adul frate, nici, nici, nu vorbeam așa urât din primul, în primul rând, pentru că mi-era rușine să fac așa ceva. Dar aparent, în ziua de astăzi, se practică, mă, frate, tot mai tare. O, o da copii ești de aici nebun, de Ian și de Asteca și au început să fie și ei gangster. Ce aveți, mă, calmați-vă, ești nebun. V-ați luat țapă, 60 de lei pe 0,5 și vă credeți șmecher, mă? Chill the fuck out, bro. Cuză-mă pe mine, frate, dar nu poți, nu poți nebun să, să faci chestii de asta să se umfle orezul -o așa de tare în tine și după aia să apari așa pe TikTok. Bună ziua, deci astăzi mi-am cu asta. Deci eu sufăr acum, că mi-am luat-o partea asta și mă ustără de numai păși și încurge sânge și mor. Urmează să o... te dea ușor, sor, ușor. Ușor. Ușor, să mor tu când șor. Ah, Gen oh. man Lili bro, nu poți, să, nu pot să te dai așa de tare și mecher pe, pe TikTok în spatele unui telefon și după aia să apari așa Gen, you can't do that alege, ori una, ori alta, man. nu judec, nu judec fiecare face ce vrea, fiecare îi cum vrea, Doamne ferește, chiar respect, suport, nu poți frate, nu poți 10 minute să fii șmecher în spatele unui telefon și după aia 10 minute să fii așa. Nu poți, frate, ești nebun să stai, ești nebun cu halățicul pe cap să-ți ia ceara. Alege, una sau alta. Mie unul personal, frate, nu-mi place chestia asta când copiii sunt așa, gen, disrespectful cu adulții. Chiar nu-mi place, gen, come on, trebuie să aveți și voi inteligența necesară. Dați seama că nu e ok să faceți chestia asta. Nu e deloc șmecher, frate, ești nebun să vorbești în halul ăsta cu un adult. Absolut deloc, indiferent cine o fi. Ce ți-a făcut Mike Saloan Dragogan? Mike Saloan Dragogan, dar încearcă să aibă grijă să fie tot ok în legătură cu copiii ei, nu? Da, să dai jos videoclipurile astea înseamnă chestia aia. Tu trebuie să fii prost să nu dai seama de chestia asta. Dar na, e ok, sunteți copii, încă n-aveți -aveți mentalitatea necesară și capacitatea psihică încât să vă dați seama de chestiile astea. Pentru că sunteți copii, ce ați făcut voi toată viața ați o fost să vă jucați pe calculator și să faceți TikTok-uri. Nu știți ce e în spatele la toată chestia asta. Gen, e ok, e ok că nu știți, că sunteți mici încă, dar trebuie un pic, un pic să, și ce zic, să vă folosiți valorile alea pe care le-ați învățat de la părinții voștri și să le puneți în acțiune. Dacă ați făcut-o. Că nu-i cool deloc, credeți-mă, chiar nu-i cul. Cool. Dacă e vreunul care vorbește așa cu adulții de aici, să... ar, ar trebui să vă revizuiți comportamentul. Că nu o să fie cool, că tot vorbiți așa, tot vorbiți până când ați de cineva care chiar e frate, ești nebunii pe pe old school și vă căpăcește și aia e. După aia vă garantez eu că o dată în viața voastră nu o să mai vorbiți așa urât. Revenind la subiect, mie mi s-a părut o mișcare foarte bună din partea Andrei Gogan, având în vedere ce face și așa mai departe și echipe ei de PR, whatever, echipe ei, din partea lui Fraxu sau lui Michael, mi s-a părut o mișcare incredibil de bună pentru că, da, într-adevăr, chestia asta i-ar afecta reputația incredibil de mult Andrei Gogan și ar distruge business-ul practic. Cât de cât. Așa că, da, normal. Trebuie să faci și trebuie să faci. Chiar dacă se mai plâng unii copii pe TikTok că, vezi, doamne, nu înțeleg ATOS-ul și că nu au fost în stare să citească, dacă știu să citească mai exact. Măcar dacă ar ști să citească gen. Și băiatul ăsta, nio, bro, stai liniștit, chill, du-te mai departe. Gen, lasă treaba asta, lasă Mai fă niște videoclipuri în care să te plângi de chestia asta ca să-ți mai vină niște copii să-ți dea follow și aia e, lasă-o, lasă Nu mai fă videoclipuri cu, cu piesa ei, că nu trebuie să pornești nicio, nicio revoluție aici. Asta nu-i vreo revoluție, frate. Gen, chill, că nu trebuie să dăm jos status sau să, să dăm jos cea mai mare companie de pe internet. E ok, vezi de treaba ta. Deci da, cam despre asta este vorba în, în biful ăsta de pe TikTok. Chestia asta, uite, acum cu, cu și au și că s-au umflat așa în ca să fie inteligent pe TikTok în fața la copii de 10-11 ani care e la fel de proști din asta, n-am, știut-o până acum. Acum am realizat-o și acum, acum am văzut-o pentru prima dată, gen, pe video. A fost live react asta. Ești nebun? Dar da, mă, îți de opinia voastră și aveți grijă de voi și nu fiți șmecheri pe internet din cauza faptului că vezi, doamne, adultul respectiv sau omul respectiv nu poate să-ți facă nimica pentru că ești în spatele unei, unei tastaturi. Că nu-i deloc șmecher, nu-i cool, nu-i gangster.